mulțumim frumos pentru seara asta. Ați fost fantastici. Ne-ați făcut o seară minunată. Toată lumea de fiecare dată când plecau, ne bucau și ne spuneau de formație, că a fost super, da. Că n-au putut să stea deloc jos, nici la toaletă nu s-au dus. Deci, efectiv, n-am avut un prieten sau vreo cunoștință care să-mi zică că a fost nici măcar mediocri. Deci când am întrebat de cum a fost formația, cum a fost toată lumea, super, extraordinar, toată lumea încântată. Sunteți excepționali, sunteți... N-am cuvinte, pur și simplu n-am cuvinte despre voi. Da, și... Mulțumim frumos, ne-ați făcut o seară magică, efectiv. Nici măcar n-a trebuit să stăm cu grijă, să ne întâlnim foarte mult înainte, să vă explicăm ce vrem, cum o să fie sunteți lumea. Sunteți cu adevărat profesioniști. Chiar mi-aduc aminte că înainte de când am stabilit noi cât de cât programul, eram destul de stresați să ne întâlnim cu toată lumea. Ne-am întâlnit cu Flavii, s-a uitat așa foarte pe scurt pe program și a zis ok, așa, stați fără grijă, o să fie bine. Nu are rost să stabilim dinainte, că o să simt cum vor fi oamenii și știu ce să fac. Eu nici măcar nu eram în țară atunci când s-a vorbit de voi. Pur și simplu am mers pe mâna ei, mi-a zis că v-a găsit pe voi, noi deja semnasem cu altcineva. Pur și simplu a zis renunțăm la cei cu care am semnat, îi luăm pe ei, am fost la un botez, a fost excepțional. Așa senzație au avut și cei am mers pe mâna ei și am zis bine, dacă tu vrei asta, dacă tu zici că o să fie ok, facem. Mulțumim! Mulțumim! Cu drag, vă iubim, mulțumim și noi! Pa, pa! Pa, pa!